Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Legislație pentru pedepsirea celor care lasă recenzii false sau neverificate mediul online. Bravo! Comentariile alea, da, foarte bine, bravo! Se bage la pușcărie, ne înșală! Cine? Ăștia care lasă recenzii online. Ce nu, dar ne încurcă. Foarte rău de încurcă. Și pe unora le fac și foarte mult rău. Da. Adică în ziua de astăzi, deja, hai să zici că noi de ani de zile, pentru că suntem mai țăcăniți, căutam, de exemplu, cârciumile prin diverse site-uri. După recenzii. Și după recenzii, ca să ne lămurim dacă merită sau nu să mergem acolo. În ziua de azi, cred că foarte mulți oameni folosesc recenziile ca să ia decizii. Zici? Pentru vacanțe, eu pentru restaurante, pentru anumite produse. Eu cred că foarte mulți oameni simt că sunt false. Multe dintre ele și nu se bagă. Depinde acum și de volum. Sigur că dacă un produs sau un hotel are 20-30 de review-uri, e de așteptat să nu aibă acuratețe foarte mare. Dar pe de altă parte, dacă tu vrei să-i faci rău unuia care are o afacere și dai review-uri negative tu și încă o gașcă de oameni, l-ai nenorocit că... Dar câți au răbdare să se uite, într-adevăr, câți au răbdare să se uite la cei care lasă recenzii? Că eu mai fac asta. Adică, să zicem, că intru pe un site, am găsit un exemplu recent. Era un site, tot așa, un restaurant. Și avea diverse recenzii, dintre care, băi, erau vreo 20, scrise cam la aceeași lungime, cu cam același tip de vocabular, 5 stele. Mamă, extraordinar, nu știu ce, în engleză era, în altă țară. Și am intrat să mă uit la profilele celor care lăsau. N-aveau decât o recenzie. Da. Aia, atât. În rest, oamenii aveau păreri diverse, bun, rău, nu știu ce, unii acolo... 20 de recenzii, alții 100. Erau... E clar proprietarul acolo. Proprietarul care și-a făcut 10 conturi, se pare. Păi da, pentru că asta cere piața acum. Dacă n-ai review-uri bune, nu vine lumea, nu cumpără lumea. Așa e, dacă ai 0 sau 2-3 review-uri, nici nu se mai uită cineva la tine și atunci măcar încurajezi. Dar mai nou vă roagă? Primim mesaje. Vă rog frumos, dacă puteți să lăsați și o recenzie, m-ar ajuta foarte mult. Ok, să fie bună sau să fie rea. 0372069599, dacă vreți să vorbim un pic despre asta, lăsați recenzii, prieteni. Citiți, aveți încredere, le identificați pe alea care sunt false, cum faceți? Dar cât de mult vă influențează în luarea unei decizii de cumpărare a ceva sau dacă mergeți în vreo cârciumă sau la un hotel? E binevenită inițiativa asta legislativă, pentru că, uite, de exemplu, când cumperi produse, da? Cum am tot vorbit noi, uite, de uscători de rufe. Și intri pe un site și vezi că un anumit produs are nota 4,7, de exemplu. Dai aia, că ai ratingurile pe stele. Și eu de fiecare dată mă uit la ratingurile de o stea, să văd ce au pățit aia care sunt nemulțumiți, știi? Și de cele mai multe dăți, acolo sunt niște review-uri absolut tembele, de genul mi-a dus, trebuia să vină produsul joi și a venit duminică, o stea. Da, exact, am remarcat. Știi? Și eu. A venit cu... Săracul comerciant. Cutia boțită, n-au vrut să mi-l aducă până în casă. Da. N-are nicio relevanță, adică de oamenii nu înțeleg de multe ori cum se folosește o recenzie în mod corect și cum se scrie cum trebuie. Da. Hai să vorbim. Hai, Cătălin e deja cu noi. Bună dimineața. Bună, Cătălin. Neața. Bună dimineața, domnilor. Cum faci? Eu chiar acum am făcut o rezervare de curând pentru marele premiu de Formula 1 de la Hungaroring. Mă, ce tare. Și da, am cât căutat. Cât costă? Stai, de curiozitate. Asta paranteză. Cât mai costă? Noi am luat ceva low budget la Stachplatz, cum le spun ei, adică locuri în picioare. Da? Okay. Locuri în picioare înseamnă că stai pe iarbă verde acolo frumos, nu trebuie să mergi acolo fără binoclu, cu toate că te poți plimba să vezi, să atingi un pic pista mai de aproape, să poți vedea mașinile care vin viteză extraordinară și frânează. 100 de euro. Ah, e bun, 100 de euro intrarea. Da, mai e spun. Ok. Așa, dar și zi, nu prea mai sunt bilete. Eu am căutat să găsesc cazare în zonă, n-am găsit sub nicio formă, pentru că vin 70.000 de oameni într-un statut ca Mogherot acolo, n-ai nicio șansă. Și am găsit la 15 km și uitându-mă la review-uri, am văzut că era ok acea pensiune, dar încă o dată m-am uitat la notă. Pensiunea are nota 9. Și atunci, vedeți, m-am uitat și la review-uri, dar și nota pe care o dă site-ul respectiv, cel mai mare site care gândați e primul. Așa. Deci eu cred că e o combinație, trebuie să alegem o combinație dintre nota pe care o are acel site, pentru că sunt pensiuni pe lângă Budapesta care au între 5 și nota 9 și eu am luat o pensiune de nota 9, dar sunt și pensiuni de nota 5,5 și m-am uitat și la review-uri în românește, în engleză,
care era ok. Și totodată pozele. Pozele spun multe. Corect. No. Vezi că și pozele păcălesc că e dacă le faci din anumite unghiuri sau cu obiective. Acum depinde, poți să te uiți la pozele de la utilizatori, cei care au lăsat review-uri și atunci acolo... Acolo, pozele acolo de la găsești. Utilizatori. Și uite, îi apreciez întotdeauna pe cei care fac asta, dar la rândul meu mărturisesc că, da, mereu zic, hai mă, că o să fac și eu, uite, aici mi-a plăcut foarte mult și o să pun și eu câteva poze și o să scriu un textuleț. Urmea aleha, amintea și până la urmă dau doar... Legislația asta care va fi implementată în România prevede ca comerciantul să verifice, să verifice că recenzia respectivă e la un produs pe care l-a cumpărat. Adică să fie, cum e de exemplu la Booking sau la Airbnb, unde poți să lași review doar dacă ai locuit client. Acolo, dacă ai stat acolo. Ca așa, de exemplu, pe Google Reviews poți să lași review la orice. Dacă da. E, sau pe TripAdvisor, cred. Acolo bifezi că ai fost. Mă rog, nu te verifică nimeni. Dar pentru achiziție verificată, să ai achiziție verificată, să nu poți să lași revizie, recenzie la un produs dacă l-ai, decât dacă l-ai cumpărat. Da. Site-ul ăsta, Valentin, neața. Salut. Bună, Vali. Păi neața, dar Vlad, văd că mi-a jumate de răspuns deja. Păi, dacă mi-ai trimis mesaj înainte, ce să fac? Asta voiam să zic și eu, că pe platformele unde există condiția ca să ai un cont, să fii plătit o rezervare, acolo poți să pui... Nu, dar zi-mi altfel. Asta am înțeles, hai că am zis eu până acum, fără să te citez. Ți-am furat ideea. Dar dacă ai... Dar zi-mi dacă tu lași recenzii, Vali. De absolut fiecare dată. Și de ce? Nu doar pentru că îmi face mie bine, adică alți posibili gazde, dar alte posibile gazde văd în sistemul intern al site-ului respectiv, a fost acolo, a stat acolo, nu a spart mobil, a văzut știrile, dar nu a dat cu picioarele în pereți și mai departe. Deci pot să am încredere să le iau din nou în gazdă, dar la fel ajut pe alții care vin după mine și las un review cât mai detaliat posibil. Adică poți să zici, am ajuns, pe masă am găsit, apa la robinet era caldă din prima, fotografii din interior, pentru că e foarte important ca posibilul călător să vadă fotografiile făcute de alți călători, nu de gazdă. Așa, și care o să fie pasul următor? Nasol? Când o să lase hotelurile review-uri despre clienți. Știu ăla? Cum o cheam? Costică? Nu știu ce? Mamă, nene. Veioza. A spart Veioza. A fost Măgara. Cum e la... Cum e la Uber, unde și șoferul poate să-ți dea ție steluță, știi? Și cât ai pe Uber? Habar n-am, uitat, n-am, că nu știi. Eu am 4,95. Ba da, cum mă văd? Știi? Păi mă văd eu pe mine, 4,95. Da? Da. Uite, ne scrie Răzvan din Anglia. Da. Și ne spune că lui au fost oferite 15 lire sterline sub formă de voucher ca să scrie o recenzie de 5 stele pentru un produs cumpărat de pe o mare platformă de shopping. Să ne dea și nouă un link. Da, și cu condiția să facă un print screen cu recenzia ca să primească acel voucher de 15 lire. Boss. Adevărul e că apar tot mai multe mici manevre de-astea de creștere a ratingurilor, pentru că, repet, au devenit foarte importante în ziua de azi. Când dăm publicitate, putem să scriem niște recenzii, mai câștigă și noi bani. Alexandru, ești cu noi? Bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Salut. Da. Eu urmăresc foarte mult recenzii și nu de azi, de ieri, de foarte mult timp, dar nu lăsam nicio recenzie până când mi-am luat-o cu o cazare pe aici, pe drumul vinului. Așa. De atunci las eu recenzii, ca să... Și cum ai tendința... Eu, de exemplu, fac așa, eu ori las de 5 stele, ori dacă e super nasoală experiența. Dacă sunt medii, nu știu, mai bine nu-i bag în seamă. Așa și eu. Dacă sunt medii, chiar nu las. Dar unde merită să dai 5 stele, chiar dau și menționez și de ce. Uh-huh. Și mai ales unde nu merită. Da, măcar se ferească alții. Dar acolo cu atenție, și... că poate a fost o zi proastă, poate nu știu ce ești. Deodată ești judecător și trebuie să te gândești. Sunt niște oameni, le influențezi slujbe. Adică trebuie să te gândești, bă, poate a fost ceva accidental acolo. Știi? Păi haideți să vă dau, că n-am, sincer, am avut noroc de fiecare dată, cazări foarte ok, dar unde a meritat să dau o stea, chiar a meritat, adică erau niște poze extraordinare, și cu cazare, și cu ce avea în curte pe acolo, grătar și eu mai știu ce, și pe drum mă sună și încestit că e o singură problemă, n-am tuns iarba. Iarba, na. Da. Nu e problemă, stați liniștit. Când am ajuns, n-aveai cum să intri în curte decât era iar. Mulțumim, Alexandru. Bună dimineața, Florin. Salut, Florin. Bună dimineața. Bună dimineața, băieți. Da, mă face să râd în fiecare dimineață. La portal la recenzii, foarte multă lume se uită la recenziile date de... Dar
vreau să vă zic că acum câțiva ani, bine, au trecut vreo 6 ani, 7 ani, da? Am luat prima palmă cu un site care credeam că este de super calitate și le și spun numele, Booking. A fost prima palmă luată la mare în România, la Neptun. Niște poze extraordinare. Tot ce ne trebuia, aveam un copil pe vremea aceea, piscină. Și când am ajuns acolo, a fost un fiasco total. Aia a fost prima. Da. Următoarele au urmat în Germania. Super poze, super recenzii. Zona extraordinară la Berlin, restaurant în curtea vecină. Și când colo... am ajuns acolo, am stat într-un bec. Da. Da, mai există minte... riscul ăsta, într-adevăr. Mulțumim tare mult, Florin. Mai ții minte când ți-am dat hotelul de la Life pe plajă cu câțiva ani? Eu știam că Vlad e obsedat de review-uri. Uh-huh. Luca, mai ții minte? Am avut o experiență, spune, am avut o experiență super neplăcută la un Life pe plajă, la unul din hotelurile în care am stat. N-are rost să mai spunem acum, săracii de ei. Dar a fost realmente un jeg îngrozitor, da, acolo și... Mă rog, eu am zis, bă, mai bine mă duc eu pe banii mei. Adică, hai, vă rog eu frumos. Știind de experiența de atunci, m-am uitat, am intrat pe Booking și am găsit cel mai nasol hotel, nu știu, din Venus, ceva de genul ăsta. Era o mizerie. Am luat pe ăla și m-am uitat și zic, uite, am aruncat-o așa în emisie, pur și simplu. Știți că anul ăsta stăm la hotel, nu știu care? Și a rămas așa, știi? Și m-am Vlad să caut. A prins numele hotelului, s-a apucat să... Vedeam că e total nedumerit, adică se uita la laptop și nu înțelege. Fierbeam. Cum adică să stăm aici? Nu vedeți și aici? Cum e posibil? Mai bine dorm în mașină. Cum e? Băi, ne țin toate mințile al meu. M-a păcălit rău de tot cu asta, da. Da, da, dar revenim, ca să încheiem cu review-urile, asta spuneam, că în ziua de astăzi e foarte important când deschizi un business să ai review-uri bune și mă uitam la finalul anului trecut, s-a deschis o burgerie nouă în București, că eu monitorizez treaba așa. Asta. Și au venit cu mare vâlvă, cu vedete, cu inaugurare, nu știu ce, și erau pe platformă de asta de livrări la domiciliu și zic să-mi iau și eu un burger de la ei. Bă, săracii de ei, deci în primele 24 de ore, după ce au pompat publicitate puternic de tot, aveau review-uri de nota 2 stele din 5, multe. Da, și erau dale, a întârziat comanda 2 ore, a venit incomplet, au venit cartofi reci, am luat burger de la și a venit dărălalt. Da. Și asta spun, deci în ziua de astăzi, iată, dacă ai o experiență de asta, ei deja nu mai sunt pe nicio platformă, deci bănuiesc că au și închis. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.